La cafenele. Bună, dragilor! Bună! Tu cum te prezinți, Ramona sau Nicoleta? Nu, eu de obicei spun să-mi spună frumoasa. Frumoasa. Bandi, după cum arăt. Da, semen, da, cu pei. Sau Friend. Și mai semen cu leoaica aia din Lion King. S-a ridicat unde stai și mă enervează. Da, v-ați gătit amândouă, v-ați îmbrăcat pe frunze. Gelozia, am zis să fiu geloasă azi. Toată ziua vreau să fiu geloasă. Sunt gelos, mă aprind. Cum ai zis? Ziua la tine. Zi. La tine. Nu e de astăzi nouă, dar știți că România nu s-a calificat la Eurovision, încă din semifinale au fost... Nu, dar îi aplaudăm pe The Humans. Dar îi aplaudăm, exact. Dar acum să mă iertați, îți dai seama la ce te aștepți. Te duci acolo cu piesa Goodbye și pleci acasă, normal, dar nu vrei să rămâi cu o piesă Goodbye. De ce? I'm staying here, ceva, nu știu, ceva de genul. Ați văzut cine a câștigat, I'm the winner. Israelul. Da, Israelul, da. Israelul, doi, da. Cipru. Mm-hmm. Fine. Te interesează ce... Apropo de câștigătoarea Eurovision, era cam plinuță ea, așa, dacă ați observat. Și imediat ce a câștigat, a și spart trofeul. Serios, l-a spart, da? Acum, nu știu dacă i-a fi spus cineva, mă, nene, că ăla nu era de mâncare. Ea cred că de-aia l-a spart. Să mă iertați, să bagi dinții în el așa, să-l spargi, nu e chiar așa. Chiar înainte de finală, săraca. Mi s-a părut săraca. Probabil nu trebuia să ajungă acolo de s-au întâmplat atât. Multe accidente, dar s-a pus scena în ultima vreme. Și sunt multe teorii ale conspirației, cum că Israelul a câștigat tocmai pentru că își mută capitala și Ana crede în orice, dacă îi zici. Dacă zice, uite, e un avion acolo, îl văd. Imediat îl văd. Cea mai tare știre care Dinamo face 70 de ani de când s-a înființat. Îți dai seama, cea mai tare treabă. 70 de ani? Acum șansele lor în Champions League și aș vrea să vi le și arăt. Îți dai seama. Da. Stai că le-am pe pagina următoare. Că le știu pe din afară. Asta, ce glumă proastă! Așa mi l-a dat un prieten. Au jucat în... Nu mă bag, nu e treaba mea fotbalul. Nici eu. În anul în care m-am măritat, a fost o nuntă de campionat, dar ce contează? Asta, Diara, sufletul contează. Mai ascult muzică, v-am zis. Da. Gata? Eu mai am dacă vrei. Mai zi una, că-mi place că ai graiul frumos. Tatălui Meghan Markle nu se mai duce la nuntă. S-a supărat pentru că, îți dai seama, a refuzat, bătrânal a refuzat că el voia să cânte Cheeky Girls. Tu ce faci, mă, și controlezi mesaje? Curge apa în beci, ceva e clar. Te-am prins cu mâța în sac. Da, voiam să spun că tatăl nu mai vrea să ducă la nuntă pentru că a bătrânat, adică regina, nu lasă să cânte Cheeky Girls. Ei. Multe fetele lui tata. El și a renunțat să se mai ducă. Toate ca toate sunt... Ce e problema? Tu ce tot... Doamne! Mergem vara asta la... Eu bilete, mergem! Hai, mai că vin foarte mulți artiști în vara asta la București. E păcat să nu ieșiți din casă. Pentru că am înțeles că vin... Nu știu, vin foarte mulți artiști la București. Nu știi nimica. Vreau să te informez. Uite, ia, uite-te acum să vezi.